Poliția rutieră Giurgiu a desfășurat în zilele de 30 și 31 martie acțiuni pentru reducerea riscului de victimizare prin accidente rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Acțiunile s-au desfășurat în colaborare cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român. În cele două zile, peste 300 de mașini au fost verificate, iar cele mai multe nereguli au fost depistate la sistemele de frânare și de iluminare ale autoturismului. Au fost verificate peste 310 autovehicule, fiind aplicate 46 de sancțiuni contravenționale pentru defecțiuni tehnice. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru anvelope necorespunzătoare, pentru defecțiuni la sistemul de frânare, de asemenea pentru defecțiuni la instalația de iluminare sau semnalizare, pentru defecțiuni la sistemul de direcție. Poliția rutieră Giurgiu va desfășura săptămâna viitoare acțiuni privind depășirea limitei legale de viteză, precum și acordarea de prioritate de trecere pietonilor. De asemenea, în vizorul polițiștilor vor intra și pietonii care traversează neregulamentar.